curățarea prin electroliză a unui rezervor moto. Se face o soluție de apă cu sodă de rufe, cam 10 linguri la o greată de 10 kg. Se amestecă bine, se pune în rezervor, se ia un redresor auto, minusul se leagă la rezervor, direct la tabla rezervorului, și plusul se pune pe o bucată de metal care să nu aibă contact cu rezervorul. Și astfel se produce electroliza care curăță rezervorul de rugină și alte mizerii. După aproximativ 2 ore de când am pus rezervorul la curățat, am curățat de 2 ori barele până acum. Cam asta e rugina care am scos-o din rezervor. Și încă face treabă ca lume. Multă mizerie. După încă 3 ore.